Constantin Botnar, păreclit borsetca lui Vladimir Plahotniuc, declară la Comisia Electorală Centrală venituri de 1000 de lei pe lună pe care le-a avut în ultimii 2 ani. Am încercat să aflăm de la secretarul general al PD cum te supraviețuiește în asemenea situație, dar nu ne-a reușit. Drumul spre casa de lux a lui Botnar este păzit cu strictețe, iar la sediul partidului nu avem acces în continuare. Bună ziua, noi suntem echipa de la Jurnal TV, avem nevoie să vorbim cu domnul Botnar. Păi mai în vale este locuința dumnealui, noi nu avem acces. Dumneavoastră, la ora asta, unde sunteți? Noi suntem aici unde este îngrădit, este porta și nu avem acces. Dumneavoastră, între... sunteți la serviciu? Da, noi suntem la serviciu. Păi dumnealui tot e la serviciu, la serviciu căpață. Am mers și la sediul PT, dar acolo ușa s-a închis fără multă vorbă. Bună ziua! Noi avem nevoie să vorbim cu domnul Botnar. Ne ascultați, vă rog? Am insistat, dar degeaba. Абонент, которого вы вызываете, в настоящий момент занят. Accesul în sediul PD a fost blocat pentru postul nostru de televiziune încă în luna octombrie trecut. Potrivit declarației de avere depuse la CEC, Constantin Botnar ar fi avut timp de 2 ani, mai exact în perioada 1 ianuarie 2017-26 decembrie 2018, venituri de 1000 de lei pe lună de la locul de muncă. Acesta a mai raportat venituri de aproape 600 de dolari și în jur de 8000 de lei pe care i-a primit drept dobândă din depuneri la bănci. La capitolul datorii, Botnar indică 300.000 de euro, dintre care 50.000 luați cu zero dobândă, iar 250.000 cu o dobândă de 2,5%. În declarația de avere, secretarul general al PD indică în proprietate un Mercedes E350, un apartament, o casă de locuit și 2 garaje. Deși oficial a declarat mereu venituri modeste, Constantin Botnar a reușit să-și construiască la poalele pădurii de lângă Durlești o locuință luxoasă, designul căruia amintește de Casa Albă de la Washington. O filmare cu drona publicată anterior de portalul Anticorupție arată că terenul de peste 20 de ari declarat în acte i s-a părut cam mic pentru gospodărie, așa că democratul a îngrădit alți 40 de ari de pădure. Terenul pe care se află imobilul de lux al familiei Botnar este situat într-o zonă rezidențială cunoscută drept Poiana Domnească. Tot în imagini putem vedea un drum asfaltat care duce în pădurea îngrădită. Potrivit datelor cadastrale, acest teren se află în balanța fondului forestier și nu există informații că ar fi fost oferite în arendă familiei Botnar.